Bună ziua, dragi ascultători! Sunt Tudor Fărăgă, moderator misiunii România 4.0, misiune realizată de Napoca FM în parteneriat cu compania de IT Holisan. În cadrul ediției de astăzi vom discuta despre ce înseamnă fuziuni și achiziții, mai mult despre companiile care se ocupă de astfel de servicii pentru antreprenori interesați să își vândă o afacere sau să cumpere afacere la cheie. Pentru a discuta în detaliu acest subiect, avem alături de noi pe domnul Alex Urciu, director general al companiei Adumus, companie specializată în fuziuni și achiziții. Bun, Alex, și bine ai venit la Napoca FM! Salutare, Tudor! Bine te-am găsit și salutare tuturor ascultătorilor noștri! Mulțumesc de invitație! Alex, ce poți să-mi spui despre acest gen de business, despre companii specializate în fuziuni și achiziții, ca și compania Adumus? E un domeniu destul de vast, ca să spun, adică fuziuni și achiziții spune de la sine ce se ocupă. Pot să-ți spun despre piața din România, cum este comparativ cu piața din străinătate. Suntem în creștere, ceea ce e un lucru foarte bun, adică față de anul trecut suntem în creștere cu 19%, avem un miliard. La față de piața din UK, de exemplu, iau 5-5. Deci, o diferență destul de mare, dar suntem pe un trend ascendent și mă bucur foarte mult să văd că au apărut mulți antreprenori care sunt deschiși la astfel de concepte, care își dau seama că există posibilități în piață. Chiar antreprenori mai mici sau discutăm doar de companii mari în general? Și de companii mai mici. Într-adevăr, piața raportată și ține de companiile mai mari. Ei sunt cei care mișcă sumele cele mai mari. Dar, din punctul meu de vedere, orice antreprenor care este orientat spre creștere ar trebui să cunoască puține detalii despre ce înseamnă fuziuni și achiziții de companii. Alex, experiența ta în fuziuni și achiziții vine din Marea Britanie, unde ai ocupat o poziție de broker de companii. Ce poți să-mi spui despre experiența ta ca și broker de companii din Marea Britanie? Extraordinară experiență, așa pe scurt. Mi-a deschis foarte mult orizonturile. Noi eram un broker specializat pe achiziții. Adică brokerii sunt ori sell-side, cei care vând, ori buy-side, cei care cumpără. Noi eram printre puțini brokeri care am specializat pe partea de achiziții companii. Adică la noi venea un antreprenor și spunea, mai sunt interesat să cresc, aș vrea să achiziționez o companie cu profilul X, suma X, nu știu, domeniul de activitate acela, număr de oameni acela, serviciile respective. Și noi ajutam să treacă prin absolut tot procesul. În primul rând făceam headhunting-ul, ca să-l numesc așa pentru ei, adică căutam companii care sunt și în piață și care, companii care nu sunt în piață și le aduceam masă de negocieri și treceam prin absolut tot procesul, de la semnarea primului acord de confidențialitate, care e foarte important, la prima discuție, negocieri, renegocieri evident, schimb de documente și gestiunea întregului proces de due diligence care durează între 3 și 6 luni, să spun așa, așa ca și medie. Deci și evident semnare. Înțeles. Și totuși, cum devine această schimbare de la broker de companii din Marea Britanie, a înființat compania Adumus împreună cu un partener în Cluj? Da, păi partenerul meu Marius Rusu l-am cunoscut acolo, am lucrat amândoi în cadrul aceleași companii și chiar acolo a fost extraordinar, am avut experiență cu de tot tipul de companii, manufacturing, am lucrat cu IT, am lucrat cu Conta, am lucrat cu Pharma, deci am văzut cam de toate. Ne-am dat seama că este foarte mult potențial în România și nu este foarte multă expertiză, adică suntem piață emergentă, la noi se mișcă antreprenorii, eu cred foarte mult în România și am vrut să aducem un pic din educație și din know-how și aici, pentru că nu sunt foarte mulți specializați pe acest domeniu și considerăm că este o nevoie, adică vrem să ajutăm antreprenoriatul român, mai ales și pe partea educației și pe ce se poate face. Dacă te uiți, toate sectoarele se mișcă, zic eu, foarte bine. Evident că se poate mai mult, dar important e să avansăm. Așa este, și dacă discutăm acum de companiile care sunt deschise la fuziuni și achiziții, cu ce fel de clienți lucrați în România? Păi, nu suntem specializați pe anume sector, să zic IT sau ceva în genul ăsta. Lucrăm cu tot tipul de sectori. Lucrăm cu companii în principal profitabile, adică avem și investitorii străini care ne contactează că ei vor să cumpere companii în România și vor să dezvolte, vor să se deschidă spre piața din România și atunci caută pe cineva local care să poată să-i reprezinte să facă acest lucru. Mai există companii care s-au dezvoltat și care au venit în România. Aceștia sunt buy-side, adică avem clienți care caută să cumpere, avem clienți sell-side, oameni care vor să facă un exit și să se pregătească să iasă. Și mai avem și parte de consultanță de creștere. Sunt antreprenori care
vor, evident, să crească și să reducă compania la nivelul următor sau se gândesc că la un moment dat vor să facă un exit și discutăm cu ei cum pot să crească cel mai eficient. Dacă discutăm de antreprenori interesați să cumpere o companie, de ce face acest lucru față de ce înseamnă varianta clasică, cumva să încearcă ei să dezvolte ceva pe acest domeniu? Deci, întrebare foarte bună. Cine cumpără o companie dorește o creștere accelerată. Adică, cealaltă opțiune, cum ai spus, este varianta clasică. Dacă vrei să intri pe o piață nouă, fie că este într-un oraș diferit, fie că este într-o țară diferită sau pur și simplu pe un domeniu diferit, opțiunile clasice durează foarte mult și te expui la foarte multe riscuri. Adică, în primul rând, trebuie să mergi să descoperi locația, să găsești un sediu, să îți negociezi contractul, să angajezi toți oamenii respectivi, care poate să fie bine, poate să fie rău, iar ai o marjă de risc acolo, care poate să fie unde poți să dai greș. După aceea trebuie să mergi să cauți contracte în piață, să găsești clienți, să găsești multe. Adică, orice antreprenor știe că prima perioadă e cea mai critică. Majoritatea companiilor eșuează în primii 3 ani. Și atunci, când vii și cumperi o companie, practic e o formulă deja direct câștigătoare. Tu ai deja locația, ai deja oamenii, ai deja contractele. Compania începe să-ți producă din ziua numărul 1. Și credibilitatea companiei vechi. Cum? Ai și credibilitatea companiei vechi. Sigur că da. Deci ea este deja în mișcare, se mișcă și produce bani. Tu, până te pui să faci un primul de economisești timp și, cum am zis, e formula câștigătoare care îți generează profit din ziua 1. Acum, asta e doar față de varianta clasică. Mai sunt metodele când cumperi pentru servicii complementare. Îți dai seama că toți clienții tăi îți cer un serviciu sau au nevoie de un serviciu care tu nu-l oferi. Până să descoperi toată industria respectivă, ia formula câștigătoare, o adaugi frumos, faci și puțin cross-selling între clienții voștri și îți crești și marja de profit. Sau dacă ai crescut, asta pe creștere, și cu furnizorii poți să negociezi altfel. Altfel negociezi o achiziție de materiale prime de 1 milion față de, nu știu, dublu, triplu. Deci e cel mai rapid mod să-ți dublezi cifra de afaceri printr-o achiziție. Mai rapid și mai sigur dacă discutăm acum de a prelua un business existent la cheie, să zicem așa. Corect. Mai ales dacă e unul profitabil, da. Și asta și recomand să te orientezi prin business este. Profitabil. Așa este, și într-o sinergie crescută, poate și cu un business existent, poți ca să creezi și sinergie de business mai importante. Exact. Dacă discutăm de asemenea de companii interesate, poate să-și vândă business-ul sau care se gândesc să-și vândă business-ul, de ce face acest lucru? Asta e o întrebare foarte bună. Că... Sau mai mult, dacă discutăm acum de piața în România, de ce antreprenorii români își vând business-urile către alții? Motivul e la fel peste tot. Am văzut foarte mulți oameni care sunt reticenți și spun că nimeni ar vinde un business care funcționează, de ce ar face vreodată cineva așa ceva. Chiar așa, adică empiric vorbind, eu văd foarte mulți oameni care își vând business-ul, pentru că, în primul rând, poate vor să se pensioneze. Au ajuns la vârsta la care doresc să se pensioneze, o tras toată viața, business-ul e ca și copilul lor, poate copiii lor sunt în alte domenii, poate au business-urile lor și nu vreau să le preia. Ce să facă, să pună lacătul pe ușă? Nu vor. Au făcut o moștenire care vor să o predea la cineva care e capabil să o preia. Vor să vadă că crească mai departe. Evident, dacă luăm parte de pensionare, este și pensionare anticipată. Adică dacă eu sunt la 45 de ani, mi-am făcut casa, mi-am rezolvat copii, am rezolvat toate problemele astea. Și vine cineva și mi-oferă, vorba mine, un sac de bani care pot să mă duc să mă bucur de viața mea. De ce n-aș face-o? De ce neapărat să-mi bat capul zi de zi cu clienți, cu oameni, cu una alta? Unii pur și simplu își doresc. Ok, am tras, am făcut, am pus-o pe picioare. Sunt și antreprenori de serie care asta fac. Unii pur și simplu s-au plictisit. Chiar și în România începem să avem astfel de antreprenori. Sigur că dau nevoie de provocare în continuu. Au ridicat un business, să-l dau mai departe. Nu, sau poate unii au ridicat un business și au zis că nu este neapărat ce își doresc, dar e profitabil. Dar nu este lifestyle-ul care e pentru ei. Și atunci, din nou, de ce să pună lacătul pe ușă? Mai bine găsesc pe cineva care vând. Și mai sunt, și asta e foarte important, și nu multă lume înțelege chestia asta, cei care vând ca să crească. Și asta e un concept foarte interesant, dar multă lume își caută un fond de investiții sau un partener strategic care să-i ajute să crească mai departe. Adică, eu poate am nevoie de un capital ca să mă extind în toată țara. De unde îl scot? Poate mă duc la bancă. Ok, asta e una dintre opțiuni. Dar poate îmi găsesc un partener strategic cu o firmă de investiții care îmi cumpără o parte din companie și îmi finanțează expansiunea ca să duc compania pe culmile unde știu eu că poate să ajungă. Nu toată lumea vinde 100% și nu toate business-urile sunt vândute doar pentru că merg prost. Ideal, un business se vinde când merge bine și când nu trebuie să se vândă. Atunci, într-adevăr, poți să obții randamentul pe care ți-l dorești.
Așa este, avem astfel de exemple și în România, de exemplu, Dedeman are astfel de practică prin care cumpără participări la diferite companii cu care tot și ei lucrează și care furnizează diferite materiale de construcții pentru ei și pentru magazinele lor. Sigur că da. E unul dintre cele mai bune exemple. Ei sunt antreprenori în adevărat al cuvântului și au dat seama că au nevoie să fie în expansiune continuă și ei puteau să pună frână. Dar și-au dat seama, prin servicii complementare, urmăresc oportunități de piață. Și aia ar trebui să facă orice antreprenor. Dacă discutăm cu de oportunitatea de a vinde, a cumpăra un business, cu siguranță sunt și riscuri, greșeli care poate le-am mai întâmpinat cu în discuție cu antreprenorii. Poți să-mi spui multe despre care sunt cele mai dese greșeli în acest sens? Da, sigur că sunt multe, ca să spun așa, dar sunt câteva cheie care, la care trebuie să fii atent când vinzi și când cumperi o afacere. Da? Când vinzi o afacere și când cumperi, cred că numărul unu, ok, ai grijă la evaluare. Deci noi avem așa o glumă, mai ales în UK, era, mă, cât, cum se evalua compania asta? Păi câți directori, este 1 milion de euro și ăla e prețul. Da, nu se justifică neapărat. Fă-ți o evaluare corectă și când cumperi și când vinzi, pentru că poți să înțeleg că multă lume se axează pe lifestyle sau atâta bani vreau eu și multă lume e atașată emoțional de business-ul lor. Da? Și investitorii sunt atașați emoțional de banii lor. Și mulți oameni pierd oportunitatea pentru că nu sunt atenți la evaluare. Majoritatea fac o tranzacție de acest tip în viața lor, ca și cu apartamentele. Ai grijă cum faci evaluarea pentru că riști să vinzi prea ieftin sau riști să ceri un preț prea mare și oamenii să pierzi un client real care chiar e interesat să-ți cumpere. Și odată dus oportunitatea, poate o prinzi înapoi, poate nu mai prinzi, poate se întâmplă niște evenimente și cum a fost de exemplu și acum COVID-ul și nu o să mai ai oportunitatea să vinzi la același preț în următorii 2-3 ani. Deci partea de evaluare e una dintre cele mai importante. Confidențialitatea, iar consider că este foarte, foarte importantă. Stai de ambele înainte porți. Ca fuziunea sau achiziția să aibă loc, înțeleg. Da. Nu este ideal, de exemplu, dacă vrei să vinzi, nu pune peste tot că tu vrei să vinzi, că poate ajungi la un competitor și poate tu ai o negociere pe un contract și folosești informația asta în dezavantajul tău. Poate se sperie angajații și încep să-și caute locuri de muncă și poate achiziția chiar este pentru a prelua forță de muncă, că este interes mare pentru ea. Cunosc cazuri în care cineva a mers și la un networking event, s-a pus lângă cineva și a zis că ea vrea să urmea să cumpere compania și persoana respectivă era chiar angajată în compania care vrea să o cumpere. S-a creat o panică, n-a fost bine, ca să spun așa ceva. Deci respect întotdeauna confidențialitatea că o să te ajută foarte, foarte, foarte mult și it's a gentleman's agreement, ca să spun așa, dar e important să nu afle toată lumea chestiile astea. Pe lângă asta e foarte important și o recomand, ai grijă cu ce consultanți lucrezi. În toate domeniile, în absolut toate domeniile, alegeți consultanții cu bine, că dacă ai un contabil bun, o să te ajute foarte mult. Dacă ai un avocat foarte bun, o să te ajute foarte mult. Dacă ai un arhitect bun, o să-ți fie foarte folos. Vorba vine, nu neapărat numele ăsta, dar și ca idee. Ai un arhitect aiurea, o să stai într-o casă foarte prost toată viața. Nu sunt multe genul ăsta. Orientați-te spre niște consultanți care știu ce vorbesc. De regulă, un profesionist te costă mai puțin, chiar dacă poate este mai scump decât un care totuși nu are o experiență vastă într-un domeniu. Costul normal, orice consultant de calitate justifică fără problema costul. Adică un contabil, de exemplu, totdeauna o să-ți facă mult mai mulți bani decât îi dai lui. Și problemele de care te poate scăpa sunt majore, adică una dintre bunele practici e, de exemplu, să ai foarte mare grijă în due diligence. Asta este procesul când deja v-ați înțeles pe bani, orientativ, am făcut o discuție, ne-am văzut, ne-am plăcut, e ok. Și începem să intrăm în detalii. Se schimbă documente legale, contabile și verificăm dacă informațiile bat, ca să spun așa, și dacă mai ajustăm un pic prețul stânga-dreapta, ca să zic așa simplu. Dacă ai un contabil prost care nu știe să calculeze, să uite bine peste numere, s-ar putea să ai niște surprize foarte neplăcute. Să dai seama că plătești prea mult. Cunosc cazuri, de exemplu, în care nu și-au făcut treaba cum au trebuit în due diligence și s-au trezit, după achiziție, că era un proces pe rol, care implica niște daune. Substanțiale daune. Adică nu merita prețul de achiziții pe companie. Gândiți-vă, de că îți dau așa un exemplu, pe farma, dacă ai niște daune sau class loss, unde sunt mai multe daune, sumele sunt imense. Nici nu merită să te uiți. Dar asta e chestia la care trebuie să fii atent. Una dintre chestiile principale e să nu te grăbești când faci due diligence-ul.
ia un pic de timp, că sume mari. Nu cumpărăm un sac de cartofi, ca să spunem așa, influențăm viața la mulți oameni. Fii atent, dă-i, alocă-i timpul care trebuie, că e o lună în plus, că e două săptămâni, decât să dai pe repede înainte să te trezești cu niște surprize foarte neplăcute. Mai bine stai liniștit și analizează tot ce trebuie în ritmul care trebuie. Acum, dacă ai niște consultanți care trebuie, o să știe să gestioneze foarte bine. Dacă nu ai consultanți care trebuie, să putea să ai surprize neplăcute și să-ți și prelungească foarte mult. Eu am văzut de la 2 luni due diligence până la 12 luni, depinde, că se pot întâmpla foarte multe și evenimente de genul Black Swan, de exemplu, cum a fost COVID-ul, care amână niște chestii de obicei. Sau ne schimbă cu totul prioritățile de business. Exact, exact. Bun, un antreprenor normal întotdeauna trebuie să fie capabil să se repoziționeze indiferent de piață și să fie flexibil. Deci, astea sunt una dintre calitățile principale. Apropo de flexibilitate, prima flexibilitate antreprenorială de regulă este dată și din modul în care știm ca să delegăm anumite atribuții către angajați. Deci, discutăm acum de multe firme în România care nu știu să nu au încredere să delege diferite activități către manager de companie, către directorul financiar, directorul comercial. Avem multe companii prin care vedem că patronul de regulă este și directorul general, și comercial, și pe HR. Și atunci, cum poți ca să preiei un astfel de business? Sau este un risc mai mare dacă ne gândim la genul acestor business-uri care sunt cumva de familie sau prin care antreprenorii nu deleagă mai departe atribuțiile? Ai punctat foarte bine. E una dintre problemele principale și am observat chestia asta mai ales la antreprenorii din România. Avem tendința să ținem controlul peste tot și credem că business-ul nu va funcționa fără noi. Pentru că noi l-am pus pe picioare. Clar că un antreprenor are un rol foarte important în orice business, că este viziunea și după chipul și semănarea sa, ca să spun. Dar, din punctul meu de vedere, eu n-aș recomanda la nici unul dintre clienții cu care lucrez pe Buyside să achiziționeze un business care nu are management de rangul 2, ca să-l spun așa. De ce? Pentru că ce fac? Adică omul ăla, ok, îmi permite o perioadă de tranziție după ce l-am cumpărat, dar dacă tot show-ul este într-o o persoană care este critică pentru business-ul ăla, eu mi-au o bătaie de cap. Business-ul nu este automatizat, adică am toate șansele, mă expun la un risc. Dacă din greșeală mâine lovește tirul, scurt și simplu, s-a întâmplat, se întâmplă evenimente. Eu mă spun la un risc absolut imens. Deci toți banii care i-am dat se duc pe sâmbătă și mi-am cumpărat o bătaie de cap. E foarte important să fie delegate sarcini. Normal se zice că un manager bun nu muncește, ci deleagă sarcini. Dar știe la cine să delege și trebuie să ai încredere în oameni și să-i crești. Acelea sunt companiile care sunt într-adevăr profitabile și care pot să existe fără patron, ca să spun așa. Dacă vrea și ia o săptămână, se duce la schi, o lună, două, se uite peste rapoarte și business-ul funcționează. Ăla e un business care chiar are randament. Și este și o companie în care toate deciziile de regulă se iau de către administrator, e companie în care foarte greu poți să prelua, pentru că nu poate funcționa fără acel patron, să zicem. Corect, corect. Și Doamne fel, dacă pățește, cum am spus, totul se dărâmă imediat. Nu, nimeni nu știe ce are de făcut și nimeni nu știe să-și asume responsabilitățile ca să meargă business-ul mai departe. Deci asta e o problemă destul de mare și recomand la toți antreprenorii să încerce să delege cât mai multe sarcini. Ca să poată să aibă într-adevăr, vorba vine, independența e liberă, să își permită concediul de 2 luni dacă vor. Și este și cred că în general și angajații se simt totuși mai apreciați dacă au și o putere de decizie în cadrul companiei. Sigur că da. Deci angajații trebuie să, una, că se simtă apreciat, doi, că ei cresc. Și un angajat, dacă crește, se va resimți și în cadrul echipei. Adică prima dată crește individul și după aceea crește și toată echipa. Pentru că așa se întâmplă evenimentul ăsta. El are încredere, treptat, tot mai mult se duce și o să crească, o să fie un eveniment, un efect așa ca și când arunci o piatră în apă. Se ducă de valuri, când totul o să meargă mult mai bine, treptat, și toată lumea să-și asume mai multe responsabilități. Chiar dacă greșește. E normal să greșim. Toată lumea greșește. Dar așa învățăm. Îmi zic, altfel nu se poate, dacă nu. Așa este. Alex, dacă discutăm acum de prețul corect pentru o companie, să zicem, cred că aici totuși vânzătorul vrea mai mult, cumpărătorul vrea mai puțin. Cum putem evalua corect o companie? Sunt anumite formule de calcul de care putea să ne spui sau, de regulă, tu la ce te uiți când vrei să evaluezi o companie?
E o întrebare foarte bună. Sunt multe de discutat, dar să o luăm așa la modul simplist. De regulă, se poate, depinde ce mai vreau. Normal, hai să ne gândim că ne uităm la o companie care are un profit sănătos și pe baza... Indicatorul la care te uiți este EBITDA, care este un profit ajustat. Acum nu o să intru la detalii despre cum este ajustat, dar la aia te uiți orientativ. Și îl oferi un multiplicator pe o anumită perioadă de timp. Nu știu, de la 3 la... Am văzut și 12-15, depinde foarte multe. Media între... Depinde și de industrie, până la urmă. Depinde de foarte multe chestii. În primul rând depinde de industrie. În al doilea rând depinde de bariera de intrare, ca să spun așa. Adică, ca să dau un exemplu clar, dacă ai o firmă de curățenie, spunem, aia este simplu de pus pe picioare. Am mers, ne-am cumpărat aparatura, putem să facem, n-am nevoie de neapărat de studii superioare ca să mă pot să folosesc aparatura respectivă și mă încep să caut clienți. Deci bariera mea de intrare, să-ți fac concurență, dacă tu ai o companie de genul ăsta, nu e foarte mare. Dacă am o firmă de farma, care are nevoie de patente, de trial-uri pe medicamente, pe chestii de genul ăsta, care durează timp, durează expertiză, am nevoie de oameni foarte specializați, este clar că acel multiplu crește foarte mult. Pentru că îmi este foarte greu să intru doar ca și competitor. Deci nu vorbim de celelalte detalii, de cum prind eu clienți, de cum vin de marfă. Asta e numai ce barieră am eu ca să intru în piața respectivă. No, aici după aceea se adaugă destul de multe chestii, cum ar fi, evident, profitabilitate, randamentul, deci marjă, câți bani fac, pentru că să zicem că fac 20 de milioane ca cifră de afaceri, extraordinar. Dar poate marja mea de profit e 5%. Nu mă încântă tare mult, eu trebuie să fac 20 de milioane vânzări în fiecare an. Bun, poate fac 5 milioane, dar o marjă de profit de 35%. Mie mi se pare mai interesant, pentru că în cazul de orice, riscul meu este mai mic, am o marjă mai mare. Am șanse mai bune, spun eu, sau mie îmi plac mai mult chestiile astea. După aceea, cum ai spus tu, ok, are management, compania, cât este de dependentă de patronul respectiv? Dacă sau are... relație personală ale patronului, poate fi și asta, dacă avem corect. Firmă cu 2-3 sau 10 clienți, e un risc și aici. Corect, asta e încă un lucru foarte important. Câți clienți ai, adică cât la sută din cifra de afaceri este făcut de câți clienți? Dacă un client e 90%, nu te apropii. Adică te expui la un risc imens, că poate mâine nu mai ai contractul ăla. Și asta e altă chestie când faci due diligence. Uită-te la contracte, până când îs. Că poate mai ai contractul ăla pe o lună de zile și după aia expiră și nu-l se reînnoiește. Deci aici trebuie intrat în detaliu, dar astea sunt elementele așa principale la care trebuie să te uiți. Câte tipuri de produse, te bazezi pe un singur produs, mai multe tipuri de produse. Și evident, unde mai poți să crești? Oamenii mai au capacitate să preia muncă sau mai nu mai au capacitate decât să mai preia muncă? Deci sunt mai multe întrebări unde se intră în detaliu, dar asta e așa orientativ, se face pe un multiplu din profitul lor generat care îl ajustezi la niște chestii. După aceea, evident, discuție și contează, evident, și cum se dau banii. Una e câți bani, alta e în ce termeni se dau. Așa este. Alex, pe lângă firmele care apelează la tine pentru că vor ca să ajungă business-ul, probabil discutăm și de firme pe care abordez pentru această propunere. De regulă, cum reacționează antreprenorii români când mergi la ei și le spui vreau să-ți cumpăr business-ul pentru un client? Am primit toate tipurile de răspuns. Și aici și în UK. Deci... de toate am văzut. Unii se șochează. Nu au auzit. Am primit și în UK. M-a întrebat un moment dat că tu vorbești serios, se poate face așa ceva. E piață foarte dezvoltată. În România părerile sunt împărțite. Unii sunt șocați. Majoritatea neîncrezători pentru că nu știu că se face chestia asta. Nu știu că au posibilitatea să facă chestia asta. Dar intrigați. Majoritatea sunt intrigați pentru că e un domeniu nou și un antreprenor este deschis întotdeauna la oportunități. Adică din punctul meu de vedere eu n-aș renunța niciodată la o posibilă conversație, pentru că dacă te arunci în prezumții, zici, salut, ai fi deschis la o discuție? Nu. Dar de ce nu? Nici nu știi ce ți s-a oferit. Și asta e în general în viață. Adică dacă eu întotdeauna sunt pentru decizii informate. Dacă știu ce mi se oferă sau ce nu mi se oferă, pot să trag o concluzie. Când nu știu, am luat o decizie în prezumțiile mele și poate era ceva ce îmi doream. Poate mă gândeam, majoritatea sunt deschiși, îți spun sincer,
și vor să afle un pic mai multe detalii pentru că sunt interesați de industria asta și poate interesează pe ei și nu știi niciodată de unde apare oportunitate bună sau cine este persoana care îți face propunerea respectivă. Evident, cu puțină reticență, de aici confidențialitatea, întotdeauna le spun, se semnează un acord de confidențialitate înainte ca să îi schimbăm orice informații, vedeți cine îi, cum îi și cu cine aveți discuția asta, că la mulți e frică de competitor, că a venit competitorul să vadă ce am eu la mine în ogradă. No, nu întotdeauna e cazul. Unii chiar este serios. Un risc chiar pentru unii. Faptul că dacă vreau să te cumperi un competitor, să afle date despre clienții tăi, aici totuși... Sigur că da. Și asta e foarte important. Care trebuie să se asigure și ei că... Întotdeauna trebuie să te documentezi cu cine vorbești. Sunt mulți care vin numai și îți pierd vremea când au bani și sunt oamenii care sunt chiar serioși. Ei, cu aia vrei să stai să discuți. Documentează-te puțin cine este, ce ofere, are banii respectiv, îmi oferă sau m-am pierde vremea. Sunt foarte mulți care pierd vremea. Vin și caută tu unul. Ultimul preț, îți dau, nu știu, suma minimă, dar nu mă interesează așa ceva. Deci aș vinde pentru ceva ce nu mă interesează. Dar aici, normal, e o chestie de pregătire. Când ai prima discuție, te documentezi un pic, vezi cine este, cer niște dovezi care banii respectiv, discutați un pic care-s planurile și vezi dacă se anează cu strategia ta. Nu orice cumpărător este bun pentru orice vânzător. Sunt niște chestii care trebuie să se alinieze și am avut, de exemplu, cumpărători care au preferat, cu care am reușit să obținem compania, oferind mai puțin decât altcineva. Pentru că am înțeles ce își dorea și care era strategia vânzătorului și ce era de fapt important pe el. Nu trebuie să negociem numai prețul. Sunt mult mai multe chestii care trebuie negociate și care pot fi mult mai importante pentru ei. Și probabil unii antreprenori totuși sunt atenți și la ce se întâmplă cu angajații și după această preluare. Totuși rămân în echipă, se face restructurare. De regulă, lucrând și ca antreprenor român, cam care sunt lucrurile pe care ei vor ca să le discute în afară de partea de preț? Uite, ai intuit foarte bine chiar prima chestie care ai menționat-o, angajații. Foarte mulți antreprenori își doresc să fie sigur că angajații se va avea grijă de ei. Nu o să fie dați afară toți, nu o să fie toți înlocuiți. Unii au relații de 20 de ani lucrează în firma aia. Nu vrei tu mâine să vin și o simți ca o responsabilitate. Dacă un om a fost alături de tine o perioadă lungă, e important. Mai își doresc numele, moștenirea lor. Lasă numele să îl mențin. Pentru unii e important, pentru unii nu e important. Pentru foarte mulți își doresc, măi, eu vreau să rămân în firmă, nu vreau să vând și să mă scoți afară pe ușă. Chiar dacă aș angajat. Ideal rămâne ca și angajat, pentru că un investitor care cumpără inteligent o să-și dorească persoana care a pus să fie în continuare să facă parte din firma respectivă, pentru că în primul rând se permite o tranziție treptată și nu vrei neapărat să ai așa un șoc din asta, de mâine nu mai duc la muncă, nu-i normal. Și doresc, mai ok, o vând acum, dar lasă-mă să activez încă o perioadă și nu e nicio problemă, să se bucure, orice investitor se bucure când aude că vrea să și rămână o perioadă. Deci astea sunt așa câteva chestii, poate își doresc, vorba bine, să le rămână mașina. Sau poate își doresc strategia de creștere. Mă, eu vreau să acaparez piața aia. Mergem împreună, dăm mâna și mergem acolo și rupem. Sigur, nicio problemă. Deci e și o chestie de împărtășit viziunea respectivă, mai ales la cei care vând ca să crească mai departe și să obțină un partener strategic puternic. Ales ca și ultima întrebare, dacă discutăm cu de serviciile Adnumus, sunt adresate doar pentru companiile mari sau aveți profit de companii mai mici de care vă ocupați? Lucrăm și cu companii mai mici, nu-i problemă. Normal, ca și profitabilitate, sub 100.000 de euro pe an, noi n-am lucrat încă. Deci avem și o parte de startup, am luat un proiect de startup și poate îl primim și pe al doilea, că mi se pare foarte interesant. Ne-a plăcut foarte mult echipa, ne-a plăcut oamenii și credem că au potențial mare de succes, adică nu vrem să suntem antreprenorii. Dar normal lucrăm și cu companii mari și cu companii mai mici. Căutăm oameni hotărâți care știu ce vor. Adică dacă cineva are un apetit de creștere sau știe ce își dorește, ne poate contacta liniștit că cel puțin un sfat o să-i dăm, dacă nu mai mult. Contactul pe site-ul? adnumus.com adnumus.com. Super. Alex, mulțumim mult pentru discuția de astăzi și mult spor în activitate și sper că acest domeniu de fuziune și achiziție va dezvolta tot mai mult în România. Îți mulțumesc frumos de invitație, mi-a făcut plăcere. Sper să ne revedem. Și nouă. Mai bine, la revedere. La revedere.